Guvernul din Kosovo a interzis producerea de criptomonede pe teritoriul statului ca măsură pentru a înfrâna consumul de electricitate în contextul celei mai mari crize energetice din țară în ultimul deceniu. Decizia a fost anunțată de Ministerul Kosovar al Energiei la recomandarea unui comitet de experți potrivit cotidianului digital Koha. Ministerul a subliniat că autoritățile vor identifica localitățile suspecte de minarea criptomonedelor, un instrument financiar pentru crearea căreia este nevoie de un consum ridicat de energie. Pentru mai multe informații relevante, vă așteptăm pe www.viacluj.tv. Ne vedem pe net!